ca a Tatălui nostru care ne oprește în ceruri, a Barelui Stăpân, Iahve, așa cum este și numit Cel Preanalt, și a Fiului Său Domnul nostru și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, El să fie slăvit și binecuvântat în veci de veci, să fie adusă cinste și mărire în această zi. Este această zi o zi de bucurie. Este o zi în care inimile noastre să facă Domnul să fie deschisă în această zi la cuvântul Său. Și așa mă gândeam că dacă suntem la un timp de rugăciune, ce frumos și ce minunat este ca să vorbim, să ne putem ruga, să ne îmbărbătăm, să ne învățăm cum putem să aducem o jertfă de rugăciune plăcută Tatălui nostru, Cel care este în ceruri. El să facă în această zi să ne umple inima de bucurie. Amin. Pentru că dacă stăm în tot, dacă ne apropiem și dacă mergem și ne apropiem de această sărbătoare a corpurilor, trebuie ca să avem în roada, această roadă a bucuriei în suflete și în viața noastră. Pentru că am văzut că diavolul de multe ori încearcă credința noastră și ne lovește chiar în bucurie aceasta. El vrea să fure bucuria noastră. El vrea să, chiar prin lucrurile acestea bune pe care ne le oferă, noi să fim nemulțumiți, să aducă nemulțumire și să spunem că nu sunt de ajuns. Și vrem poate mai mult și mai mult, ne dorim mai mult din, lumea aceasta, din lucrurile ei, din ceea ce vrea lumea aceasta. Și am văzut că aceasta este o înșelăciune a celui rău pe care prinde pe mulți pocăiți. Ca să caute lucrurile acestea și prin aceasta să le fure bucuria din sufletul și inima lor. Am văzut că oamenii, nu-i totuna să fii bucuros. Sau oamenii consideră că ești bucuros că dacă au o casă mare, o mașină nouă, sau au o gospodărie mare și au o afacere mare. Dar asta nu e bucuria. Aș putea să spun aceasta este o fericire pământească. Tu ești fericit pentru lucrul acesta. Și, Solomon spune că acestea lucruri, să fii fericit și să te bucuri de acestea, de daruri care ți le-a dat Domnul, este un lucru bun. Dar bucuria, am văzut că este ceva mult mai adânc și aceasta este la un nivel mai înalt decât fericirea, care este numai trecătoare, este pământească. Bucuria aceasta spune că nu va pieri și nu pierde inima unui creștin al lui Dumnezeu. Pentru că este roada Duhului. Și dacă omul e călăuzit Duhul Tatălui, nu-și pierde niciodată bucurie. Și cel mai important, am văzut că, așa cum spune cuvântul, Duhul Tatălui, dacă se va odihni peste noi, așa cum spune în Isaia, capitolul 11, cu 2, Duhul Domnului se va odihni peste noi, Duh de înțelepciune, Duh de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Dacă vom avea aceste calități a Duhului Sfânt, atunci și bucuria va fi în inima noastră. Dacă vom avea frică, așa cum zice, plăcerea lui va fi frica de Domnul, atunci, cu adevărat, bucuria este în inima noastră și putem să întâmpinăm această sărbătoare cu bucurie sfântă. Și am văzut că bucuria, putem să avem bucurie în tot ceea ce, în lucrurile frumoase. Și ne bucurăm de darurile care ne dă Dumnezeu, binecuvântări pământești. Dar să avem bucurie, să izvorească bucuria când nu ai nimic, când ești lipsit, când ești în temniță, când toți te-au părăsit, așa cum spune Apostolul Pavel, toți m-au părăsit, dar mi-am pus nădejdea în Domnul și aceasta m-a întărit și aceasta mă întărește. Și să ai această bucurie când toți te-au părăsit, când ești în temniță, când ești închis pentru cuvântul Domnului sau când ești marginalizat, aceasta este marea minune și marea miracol care face Dumnezeu în viața unui om care este duhovnicesc. Am văzut că om care este bucuros, un om duhovnicesc întotdeauna va fi bucuros, indiferent de situații, de orice circunstanțe, indiferent ce ar veni în viața lui. Iosif avea dreptul să fie nemulțumit în închisoare și să dea vina pe Domnul. Cum mai ținut atâția ani în închisoare? După ce a ieșit și acolo putea să fie nemulțumit și să dispară bucuria din sufletul lui. Dar vedem că pe tot acest parcurs vieții lui în închisoare nu și-a pierdut nădejdea. Și faptul că nu și-a pierdut nădejdea, aceasta l-a ajutat să-și păstreze și bucuria în încercare. Spune, voi ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ca să ajungem până acolo, Domnul ne testează în cele mai mici lucruri. Fie ca prin toate testele pe care ne pune El la probă,
în cele mai mici, de a fi nemulțumit de unul, de altul, de a ne scoate în evidență pe noi sau dreptatea noastră. Aceasta dă dovadă a lipsei noastre de credință în El și deseori când ne vedem noi îndreptățiți și pe altul, când ne vedem nedreptățiți și vedem că noi, că de fapt noi avem dreptate și nu celălalt, aici diavolul ne pune în încercare și prin aceasta ne face să vedem mai presus decât ceilalți și să fim mai morocănoși, să ne fim mai invidioși și să ne pierdem, e riscul să ne pierdem bucuria și văd că e mai mult din cauza mândriei, așa cum am spus și în dezvoltarea trimisă și-au pierdut bucuria pentru că ei n-am găsit bucuria adevărată în cuvântul Tatălui în cer, ci în ceea ce ei credeau despre ei înșiși. Dar cuvântul ne spune că omul care se smerește, care trăiește smerit cu Tatăl Său, Dumnezeu pe acela îl înalță. Și ce mai frumos și ce mai bucuros este atunci când ești înălțat de Dumnezeu. El să ne ajute la lucrul acesta. Acestea au fost îndemnurile pentru această zi, pentru această rugăciune. Să ne rugăm ca să nu ne fie luată bucuria. Spunea cineva, eu când m-am întors la Domnul, El m-a chemat și faptul că El m-a chemat, am fost plin de bucurie. Și Domnul zice, pe cei care i-a chemat, i-a rânduit mai dinainte și cu mulți Domnul face o lucrare minunată, cheamă așa, într-un mod supranatural. Și să te cheme Domnul și să-ți păstrezi, să zic, acea bucurie de la început, este un mare lucru. Domnul să facă această bucurie a mântuirii, care am avut atunci când am fost chemați de El. Și eu cred că pentru fiecare a fost o chemare supranaturală, că spune Domnul, eu te iubesc pe tine, tu ai preț în ochii mei și pot să se mute munții, dar dragostea mea de la tine nu se va muta. Și aceasta la fiecare ne sună în parte. Și fie ca aceste cuvinte care ne aduc bucurie să fie mereu în inima noastră, chiar și în zile de tristețe care vin și ne încearcă și care vor veni peste poporul Tatălui din Cer. Domnul să ne ajute să avem aceasta în inimile noastre și bineînțeles că un om care are bucurie are și primul rând dragoste, are bucurie, are pacea. Și nu este un om care este neliniștit, spune, are pace, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare. Toate acestea, facere, binecredincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor, toate acestea smărg mână în mână. Și Domnul să ne ajute să fie El peste noi, să fie bucuria Lui, să fie Duhul Său. Că dacă avem Duhul Lui, dacă suntem conduși de Duhul Sfânt, atunci nu mai suntem oameni firești și pământești. Și nu ne vom mai pierde firea și bucurie. Domnul să ne ajute în privința aceasta. Zic să ne ridicăm pe picioare și să citesc un cuvânt, să citesc în continuare de aici, din Isaia. Spunea, apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vârstar va da din rădăcinile lui. Duhul Tatălui se va odihni peste el, Duh de înțelepciune, Duh de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică, de Iahve. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca după cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu teagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sare și credincioșia brâul mijlocului său. Atunci lupul va lupi împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună cu leul. Leul va mânca cu paica boul. Sugarul se va juca la gura lor de năpârcă și copilul înțărca va băga mâna în viziunea asiliscului. Nu se va face niciun rău, nici o pagubă pe tot muntele Mântul Sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința lui Iahve ca fundul mării de apele care îl acoperă. În ziua aceea, vrăstarul lui Isai va fi un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce atunci, când? Atunci se vor întoarce neamurile la el și slava va fi locuința lui. De jertfa de ispășire care vorbeam este valabil și va fi și atunci. Când atunci toate neamurile pământului se vor întoarce la el. Dacă facem această legătură în cuvânt. În același timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere mășița poporului său risipit în Asiria și în Egipt.
în Patros și în Etiopia, la Elam și la Șinear și la Hamat și în ostroavele mării. El va înălța un steag pentru neamuri, va strânge pe exilații lui Israel și va aduna pe cei risipiți al lui Iuda de la cele patru capete ale pământului. Invidia lui Efraim va înceta și vrăjmașii lui Iuda vor fi nimiciți. Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda și Iuda nu va mai fi vrăjmaș lui Efraim, ci vor zbura pe umărul filistenilor la apus și vor jefui împreună pe fii răsăritului. Edom și Moab vor fi pradă mâinilor lor și fiul lui Amon vor fi supuși. Zice că Domnul va seca limba mării Egiptului, își va ridica mâna asupra râului în mânia lui și îl va împărți în șapte pâraie, așa că îl vor putea trece încălțați. Și va fi un drum pentru rămășița poporului său care va rămâne în Asiria, cum a fost pentru Israel în ziua când a ieșit din țara Egiptului.